Hi there, boy. Nu trebuia să fie punct de hidratare, de alimentare. La 15? Da, stai acolo. Aha. Păi... Trebuia să fie organizat de ei, nu vizorul. Oh, dar ce frumos se vede de aici. Thank you.
Păi nu știu, frate, că de-aia m-am oprit și eu, că nu știu cum să iau. Pula marca. Nu mai văd pe nimeni în față. Păi trebuie să-i pun de alimentare? Hă? Trebuie să-i pun de alimentare? Păi trebuie. Cred că era ăla, acolo. Păi, trebuia să fie cineva acolo, în pula mea. Nu știu, cred că ne-a arătat ce. Mă rog, să-i arătat. Nu a lăsat pula pe aici. Adi. Ce faci, mă? Ce faci? Ne-a rătăcit. Ce faci, mă? Ne-a rătăcit. Cum o să te rătăci? Nu vezi săgețul? Păi, portocali? Galben. Da, acolo în copac erau de aia. Te-a zis pe crucea albastră să mergem. Păi și ai văzut o crucea albastră? Da, e face. Era pe copacul. Eu iau în stânga, în bara acolo. În care stânga? Eu asta e stânga. Aici? Băi, dar nu mai văd pe nimeni din față. Uite, uite, uite biciclete. Bine, nu știu cine o fi, dar sunt biciclete. Da, sunt mai multe pe aici, da. Sunt deci. Urme multe. Adi, eu iau pe aici, în bacul. Adi. Da. Deci noi trebuia să facem o buclă mare la kilometru 25 și după aia coborăm jos la baza barajului. Hai. Și n-ai cum să te duci în dreapta. Deci nu știu, frate, eu m-am oprit că nu știam cum să iau, dracu. Ce ai făcut, mă? Dar am fost un pic de dumerit că mă gândeam că, adică au zis că e punct de alimentare. Și nu a fost.
Păi da, fug!